v-am regăsit. Suntem la o nouă emisiune Dr. Planet cu Dr. Adrian Bâlbu și psiholog Elena Harbur. Astăzi vom vorbi despre impactul planetei asupra omului și a omului asupra planetei din mai multe perspective, după cum v-am obișnuit. Cum vedeți aici, noi ne-am pregătit deja cu un instrumentar, suntem bine pregătiți pe... Amândoi suntem doctori ai planetei astăzi. Amândoi suntem doctori ai planetei astăzi și nu numai astăzi. Dar astăzi vrem să facem o abordare holistică integrată, nu? Ca să folosim un termen științific. Altfel spus, o abordare completă a ceea ce înseamnă interacțiunea și influența atât a planetei asupra noastră, cât și a noastră asupra planetei. Plecăm de la general, care implică sistemul solar. Da. Am aici, Dita, mai soarele și tu ai pământul și luna. Da. Nu întâmplător am plecat de aici, nu? Nu întâmplător, fiindcă vreau să vă povestesc ceva. Dacă soarele ar avea un metru, el s-ar afla la 150 de metri de noi. Noi am avea însă doar un milimetru. Luna ar avea 0,2 milimetri, plasată la 20 de centimetri de noi. Ca să vă dați seama de distanțe, deci ăla are un metru, soarele are un metru și este pus la 150 de metri de noi. Adică el are 1,4 milioane de kilometri și este pus la 150 aproximativ de milioane de kilometri. Deci avem o lună care are, să încercăm o variantă micro, ca să fie mai evidentă, avem o lună care are 0,2 mm. Noi nu avem machete aici atât de mici, să respectăm proporțiile, că nu s-ar mai vedea luna. La 20 de centimetri. Dar o avem la 20 de centimetri de pământ, după cum o ții tu în brațe. Iar soarele față de planetă, față de pământ, ar trebui să fie... La 150 de metri. Deci eu nu mai încap în cadru. Nu mai încap în cadru. Ieșim din cadru și așa că ieșim din subiectul ăsta, că deja e mind-blowing. Este mind-blowing, dar am plecat de la el pentru că distanța ne influențează. Nu vorbim degeaba despre distanțe doar pentru că este mind-blowing. Sau ca să ne facem o idee per ansamblu cât este universul de mare sau de mic, ci în sensul în care distanța dintre ele ne influențează viața, nu? Exact. Și evoluția. Și evoluția noastră a planetei și schimbările climatice au o sursă astronomică dincolo de sursa respectivă biologică antropocen, adică a noastră. Da. Adică ce modificăm noi și de asta aici o să discutăm mai mult. Însă în preambul spun că planeta noastră, acum 4,6 miliarde de ani, și-a primit o lovitură, o altă planetă, protoplanetă, Theia, au fost numite ulterior, și această protoplanetă a generat rupturi, ruptură ce a făcut să apară Luna, ruptură ce a determinat un joc axial bețiv al Pământului, care s-a menținut și care este demonstrat în toate epocile geologice și care în continuare funcționează și generează schimbări climatice. Să mă explic. În primul rând, avem o axă a Pământului. Da. Axa Pământului nu este perpendiculară pe axa Soarelui, da? Cum avem așa, ci dimpotrivă, axa Pământului este înclinată 23,5, între 22 și 24 de grade. Cu lună cu tot. Cu lună cu tot. Da, este înclinată între 22 și 24 de grade, acum 23,5 și această înclinare generează anotimpuri. Cum? Fiindcă în rotația din jurul Soarelui, câteodată își arată sudul mai mult, câteodată își arată nordul mai mult, în funcție de poziția în timpul anului, ceea ce face să avem anotimpuri, să avem modificările astea logice climatice. Pe lângă aceste anotimpuri, mai există un joc axial, acele două grade, ce generează ca anumite anotimpuri să fie mai sau mai calde, reci respectiv. Pe lângă acest joc axial, fiindcă Pământul se învârte, jocul axial se transmite într-un joc de titiresc care stă să se oprească. Dar nu o să se oprească. Dar nu o să se oprească, că suntem în spațiu, titirezul se oprește din cauza frecărilor. În spațiu nu se oprește, fiindcă nu sunt frecări. Și în consecință, de când am fost loviți, așa am rămas beți. Aceeași băutură nu iese, nu mai intră alta. Și nu se oprește, cum spunea. Ei bine, acest joc este undeva, primul este la 41.000 de ani, al doilea este la 23.000 de ani. O tură. Adică este o schimbare ciclică. O schimbare ciclică ce generează schimbări ciclice climatice. Și a treia, numai o secundă să termin, a treia este variația orbitală în jurul Soarelui. Câteodată ne învârtim în cerc, câteodată din potrivă ne învârtim într-o elipsă.
rămânând soarele undeva spre extremitatea elipsei, generând... Asta vreau să și spun, da, că modalitatea în care Pământul se învârte generează schimbarea inclusiv de orbită. De orbită, exact. Nu este tot timpul circulară, este și eliptică. Niciodată anul nou nu suntem în același loc. Nu mai vorbesc de zile și de încurcăturile calendaristice, dar nu suntem în același loc, fiindcă orbita se mișcă, se plimbă și la un moment dat, împreună cu Soarele, la un moment dat orbita și ia o formă elipsoidală și ne distanțăm puțin de Soare, iar dacă suntem cu Nordul, facem niște ierni mai aspre, iar dacă suntem cu Sudul, facem niște veri mai reci. Bun. Deci asta înseamnă că este prima modalitate în care distanțele și modalitatea în care planeta se învârte ne influențează pe noi oamenii. Da. Astfel a influențat și apariția vieții și evoluția vieții. Corect. Corect. Astfel apar și fenomenele ciclice de glaciațiune sau încălzire globală. Dincolo de ceea noi ce am scăpat din Africa într-o pauză de glaciațiune. Așa. După care am venit în Europa într-o a doua pauză. Așa. Deci este important să știm că oricum ce se numește bioritm, natura, ciclicitatea naturii, sunt fenomene care se întâmplă oricum, indiferent cum colonizăm noi planeta, ca să spunem așa. Asta generează vorbele unora că modificările climatice sunt doar fizice și în consecință nu trebuie să ne îngrijorăm de mașinile cu motoare V8 sau de combustibil, vapoare, etc. Da. Ceea ce nu e adevărat. Nu este adevărat, este doar parțial adevărat și tocmai de asta vorbim noi astăzi la Dr. Planet despre acest subiect, ca să facem o perspectivă integrată. Integrată. Pentru că nu este doar planeta. Nu e doar planeta, ci suntem și noi, iar suntem noi și suntem noi din ce în ce mai importanți în sensul ăsta. Și planeta nu va suferi de faptul că se încălzește, ea văzând foarte multe momente din viața ei fierbinți, mult mai fierbinți, fără niciun pic de zăpadă. 80% din viața planetei a fost fără zăpadă. 80%. Pe vremea dinozaurilor... Înseamnă că nu trebuie să ne îngrijoreze. Da, îți dau un exemplu. De 300 de milioane de ani, până acum 2 milioane de ani, Polul Nord nu a văzut gheață. De 300 de milioane de ani nu a văzut gheață timp de 298 de milioane de ani fără gheață și abia de 2 milioane s-a făcut gheață la Polul Nord. Cum a influențat asta viața omului? A influențat fiindcă o planetă rece a favorizat adaptarea omului în a-și produce adăpost, în a-și produce haine, în a evolua. Fiindcă stresul adaptativ l-a obligat să se complice. De asta și civilizația este mai mare în continuare în zonele reci, față de zonele calde. Asta unde stau să le pice că, nuca. Da, cumva, schimbările climaterice ale planetei au obligat omul să se transforme și să transforme resursele planetei în o sursă de adaptare, de supraviețuire. Da. Pe de altă parte, fiind inteligent, odată ce a învățat să transforme resursele planetei, a învățat să transforme și el planeta, nu? Da, a învățat, nu neapărat a dorit, dar a reușit să transforme destul de important planeta. Firește că anumite lucruri și le-a dorit, în definitiv, și a dorit să taie pădurile tropicale ca să cultive, știu eu ce, eucalipt, de exemplu, sau palmieri, pentru ulei de palmier, să cultive, să crească animale, etc. Ei bine, da, sunt lucruri voite, însă ceea ce nu se aștepta este ca să ajungă planeta noastră să se încingă. Să se încingă în urma încălzirii globale, generale, și să se modifice climatic pe anumite zone. De exemplu, și aici vreau să subliniez un lucru. Planeta noastră nu suferă atât de mult în emisfera nordică ca cea sudică. De ce? Datorită jocului axial de care vă vorbeam, acum, în această perioadă, vorbesc de mii de ani, în aceste mii de ani pe care le parcurgem, jocul axial face ca planeta să se încingă și respectiv răcească, să fie mai aproape de Soare vara și mai departe de Soare iarna în emisfera sudică. Noi în emisfera nordică suntem niște șmecheri. Așa. Din cauza că în emisfera nordică, acum fiind, din cauza orbitei eliptice, ne prinde vara departe de Soare și ne prinde iarna aproape de Soare. Ceea ce face ca noi să avem ierni mai blânde
și veri mai liniștite, mai puțin arzătoare. Sau să colonizăm anumite zone favorite. Trebuie să ne mutăm în cea, nu, pe cei din sudică să vină la nord. La nord e mai bine. Emisfera sudică are iernii mai aspre și veri mai aspre. De ce? Da. Fiindcă atunci când este cu fundul, ca să zic așa, planeta, adică cu sudul la soare, e mai departe și are iarna mai, da, mai rece, iar când este cu fața la soare, respectiv vara, emisfera sudică este aproape de soare și se încinge mai tare. Și vedem ce se întâmplă în Australia. Vedem ce se întâmplă în Australia, dar ce se întâmplă în Australia nu este doar influența planetei. Bineînțeles că oamenii au încins planeta prin emisiile de gaze cu efect de seră, de gaze carbonice. Gaze carbonice. Ce au mai influențat oamenii? Că n-au făcut doar gaze carbonice. Gaze carbonice, adică și, nu putem și să facem... Că e și metanul. Nu putem să facem încălzire globală doar pe gaze, nu? Nu, facem încălzire globală și modificarea albedoului. Asta vrei să ajungi, să mă întrebi. Vreau albedoului. Să vorbesc despre, sau să vorbim, sau să ne explici tu despre multipla modalitate în care oamenii influențează, pentru că sunt mai multe modalități în care omul influențează planeta, influențează și clima, influențează și resursele și influențează și evoluția. Da. Cât ar fi ea de planetă mare și noi de mici în raport cu ea, totuși lucrurile pe care le facem au efecte. Da, poate să fie un efect încălzirea globală, dar nu este singurul. Da. Dacă aveți mașini cu termometru în bord și vedeți cu stupefacție că în oraș e totdeauna mai cald decât în afara orașului. Da, 2-3 am văzut grade. Asta pe motocicletă, pe pielea mea, totdeauna în afara orașului mi-era frig și... Așa. De ce se întâmplă acest lucru? Nu că scapă pe la ziduri căldura din buteliile noastre sau de la radetul nostru ca să încălzească aerul. Nu e asta. E prea puțin. Ce este fenomenul numit albedo. Practic, lumina solară, care conține și radiații termice, adică infraroșii, încălzește substratul și, în consecință, aerul, mai degrabă în oraș, unde sunt substanțe, sunt zone atractante ale căldurii, ale radiilor calorice, față de afara orașului. În oraș sunt betoane, sunt străzi, sunt asfaltul și mai departe. Toate astea generează o absorbție a radiațiilor calorice și mai departe o disipare. Le disipă și încălzește aerul. Uh-huh. Și ceea ce face ca noaptea, de exemplu, în oraș să fie foarte cald. Da. Vara, noaptea, este cea mai mare diferență de albedo, de efect al albedo, între oraș, interiorul orașului și exterior. De ce? Din cauza că sunt multe betoane care se încălzesc foarte mult vara, că vara e și mult soare, și în consecință căldura asta se disipă pe timpul nopții. Ei bine, asta facem noi. Încălzim planeta și prin albedo. Asta este. Multe orașe, multe drumuri, multe străzi, multe păduri tăiate, înlocuite cu teren sterp care și era un albedo mai mare. Și multe zone înghețate, topite, care nu mai reflectă lumina și, în consecință, căldura și se încălzesc și ele. Contribuie la încălzire. Este un fenomen ce se autoamplifică. Cum spune într-o carte foarte, foarte bine cunoscută, Biblia, celui care are, îi se va mai da. Eu n-am văzut pasajul ăsta. Dar dacă există, îl voi căuta, pentru că este foarte interesant. Da. Prin construcțiile pe care le face omul, atrage căldura, păstrează căldura. Automat se produce o încălzire globală. Da. Taie pădurile cu un anume scop. Dar pentru că tot am avut de curând un eveniment privind Ziua Mondială a Zonelor Umede, da, nu influențează doar partea de aer, ci și partea de apă. Apă, da. Da. Omul are o puternică influență asupra apei din toate punctele de vedere, reducând anumite zone care mențineau apa categoric. Și care atrăgeau carbonul înăuntru. Și care atrăgeau carbonul 20% din dioxid de carbon în zonele umede este atras și transformat în mâl. Mâl, adică viitorul petrol, adică înmagazinat, adică furat din atmosferă. În zonele umede se întâmplă asta. Iar noi, în zonele umede, fiindcă sunt țânțari, nu le mai plac, și le eliminăm, le scoatem, reducem, nu o să mai fie nici broaște. Dar nu doare pe noi de broaște, deși ar trebui. Însă trebuie să ne doară de faptul că modificăm planeta, o încingem și trebuie să știm de ce sau cum facem asta.
Cum facem asta? Cred că în toate modalitățile. Da. Din tot ce omul consideră resursă sau hrană, din tot ce modifică, da, pentru că are nevoie să se miște, să se deplaseze de colo-colo și a făcut străzi și automobile, pentru că are nevoie să bea apă curățată chimic și atunci transformă apa într-o înaltă calitate, dar deșeurile le elimină tot în apa planetei. Da. Pentru că aici intrăm și pe zona de plastic. S-a transformat industria biochimică de la virus până la plasticele din apă și fără să-și dea seama, într-o mare măsură, schimbă ecosistemul planetei și afectează pe dispariție de specii, pe schimbarea calitativă a biosferei. Da. Nu? Da, așa este. Mă uitam la tine și am uitat ce vreau să zic. Glumesc. Nu glumesc. Ideea este că noi, în cadrul acestei emisiuni, încercăm să facem o educație de mediu. Da. Și trebuie să înțeleagă oamenii că demersul nostru este generat de îngrijorare. Îngrijorarea celor care înțeleg. Celor care înțeleg că mâncând nesustenabil, respectiv carne roșie și lactate, favorizăm existența unor vietăți rumegătoare care au obiceiul prost de a digera incomplet, altfel de a digera surse foarte greu digestibile, ca de exemplu iarba sau paiele, sau hârtie și ziare digeroase, și să genereze gaze carbonice, gaze cu efect de seră, gaze care ne încing, gaze care ne încălzesc planeta. Gaze care, fără doar și poate, au avut cea mai rapidă creștere din istoria planetei. Asta trebuie să fie spusă. Dacă momente de încălzire ale planetei au mai existat de nenumărate ori, dacă planeta a fost mai degrabă caldă, cum spuneam, ce se întâmplă acum este vorba de o modificare accelerată de peste 20 de ori mai accelerată decât cea mai rapidă modificare cunoscută din istoria planetei, respectiv momentul de acum 55 de milioane de ani, când în vreo 200 de mii de ani, în 200 de mii de ani, planeta s-a încălzit cu 5 grade, 6 grade. 5-6 grade înseamnă no ice. Aici intervine influența omului, nu? Exact. Această diferență dintre ce era specific natural planetei, da, și impactul omului asupra planetei. Ea s-a mai încălzit, dar nu de 20 de ori mai repede. Dar acum se găsește de 20 de ori mai repede decât cea mai rapidă încălzire cunoscută în istoria planetei. Mai repede sau mai puternic? Mai repede, deocamdată. Fiindcă nu avem decât 100 de ani de când ne încălzim, iar atunci au fost 200 de mii de ani să pună 5 grade. Noi am pus un grad în 100 de ani. Este extraordinar. E bine, adică influența omului asupra planetei e destul de puternică și suficient rapidă, de... Rapidă, bruscă și nu știm dacă ne putem adapta noi și restul biotei, mai ales restul biotei. Da. Să spunem că noi suntem, avem un fel de egoism care se traduce prin grija față de primele două generații de progenituri ce rezultă din noi. Copiii și nepoții. Hai, și strănepoții. De dacă restul, le apucăm. Da, de rest, dacă le apucăm. De restul nu ne mai interesează, fiindcă, bine ai zis, nu le apucăm. Cât egoism e în chestia asta. Nu le mai apucăm pe restul generațiilor și, în consecință, nu ne interesează că în 2100, în Mamaia, o să fie inundați. Ne-ar interesa dacă am știm odată. Pe de altă parte, toate schimbările pe care le face omul le face în numele confortului și al adaptării. Da. Avem nevoie de antibiotice pentru a combate virusii, pentru supraviețuire, ca să ne salvăm copiii. Avem nevoie de o calitate mai bună a apei ca să ne mai îmbolnăvim, ca să trăim mai mult. Avem nevoie de case mai mari ca să trăim mai confortabil, să ne îmbunătățim viața și să o prelungim. Adică toate schimbările pe care le face omul le face în ideea supraviețuirii. Dar e important să fim conștienți de efect, pentru că nu tot din ce schimbăm ne trebuie, nu? Exact. Trebuie să selectăm anumite aspecte care vedem că strică. Să le eliminăm. De exemplu, ne spălăm cu săpun și citim acolo ulei de palmier. Nu ne gândim că uleiul de palmier elimină urangutanul din estul Asiei.
și sud-estul Asiei. Ne place laptele sau produsele lactate. Nu ne gândim că ele provin din cele mai mari bombe carbonice din câte există pe planetă. Aproape 20% din sursa de carbon a planetei este generată de agricultură, iar în cadrul agriculturii, aproximativ 40%, deci mai puțin de jumate, aproape jumate, de rumegătoare. Deci toată agricultura care o facem, de la orez, ceea care este sustenabil, încastrează carbon, și până la porumb, până la portocale, etc., 40% doar din lactate și carne roșie de la rumegătoare este generată. Deci trebuie să ne gândim, dacă am putea să consumăm mai puțină lactate și să consumăm mai puțină carne de la rumegătoare, automat Brazilia nu va mai fi denudată de pădurile tropicale ca să locuiască cu pășuni pentru vite. Automat nu vor mai fi atât de multe animale ce să genereze carbon în atmosferă, adică dioxid de carbon și metan, că și metan, vorbesc și de metan. Metan este mai puțin, de 30 de ori mai puternic ca efect de seră. Iar metanul scapă de la aceste animale și mai nou scapă de sub ghețurile care 2 milioane de ani au acoperit o zonă care au înflorit 298 de milioane de ani. La Polul Nord au existat crocodili, palmieri, șerpi, broaște, ce vrei. Însă acum 2 milioane de ani, o pătură de gheață s-a pus pe ei, s-a pus pe tot ceea ce a murit acolo, tot ce înseamnă substanță organică acolo, și această pătură de gheață a generat un permafrost, adică permanent înghețat, permafrost. Ei bine, acest permafrost acum se dezgheață, nu mai e permafrost, și prin dezghețare eliberează foarte mult metan, dioxid de carbon. Eliberează, bineînțeles, și din istoria noastră, că paleontologii sunt fericiți când găsesc câte un, chiar și un om au găsit sub gheață, un om primitiv, când găsesc mamuți aproape buni de a fi ridicați în picioare, dacă transfer puțin material genetic la un elefant, îl naște mamut. Dar una peste alta, apar și virusuri, apar și bacterii, apar și agenți patogeni ce ar putea să fie periculoși în contextul în care se dă jos o pătură care 2 milioane de ani a ținut la blat o parte din planetă, din istoria planetei. Acum o vedem istoria cu bune și cu rele. Este și tehnologia care influențează. Este și tehnologia, fiindcă ne place să ne umblăm, să ne circulăm, să circulăm foarte mult și în consecință transporturile produc 10% din sursele de carbon ale planetei, transporturile direct și indirect. Nu și, mult, și mai puțin ca agricultura. Și producerea de electronice generează carbon. Uleu, producția de electronice generează în toate direcțiile, de la metale de conflict, țin minte filmul care l-am văzut și ce impresionați am fost, da. În Congo, unde pentru un metal necesar PSP-urilor și calculatoarelor și telefonilor mobile pe care le folosesc astăzi copiii, alți copii sunt băgați în mine să scoată acel tantal, să scoată acel și minereu. Și se ucid între ei și mor pentru obținerea acestuia. Da. Și în continuare se întâmplă acest lucru. În continuare, după ce belgienii, minunatul popor care astăzi are Bruxelles și are Comunitatea Economică Europeană, l-au avut pe Leopold, care în goana după cauciucul natural a distrus păduri, a distrus 15 sau 16 milioane, a omorât 16 milioane de congolezi, dând premii pentru cei care strângeau mâini de... Nu mai vreau să mai vorbesc. Cel mai mare genocid al planetei l-a făcut Leopold. Și era să-l avem pe fratesul rege. Noroc că a refuzat. Bine că a refuzat și noi am scăpat. Da. Astfel, da. Am subliniat astăzi influența pe care o are omul asupra planetei prin faptul că transformând, folosind în favoarea lui pentru a se adapta și pentru confort resursele planetei, n-a ținut cont să dea și înapoi, sau n-a ținut cont să facă și un echilibru în asta. Și atunci este foarte important să știm că pe cât încercăm să transformăm mai mult, pe atât putem să ne facem rău mai mult, pentru că până la urmă este o tendință autodestructivă. Planeta își revine. Într-un fel sau altul, ea compensează, a mai avut cataclisme, a mai avut tot felul de catastrofe. A bubuit-o meteoriții. Dar ea și-a revenit. Da. În mai mult sau mai puțin timp ea și-a revenit. A rămas clătinată. A rămas un pic clătinată, dar nu deranjează foarte tare. Însă este important, da, este important pentru noi să știm modalitatea în care un aparent confort ne autodistruge mai mult.
Un aparent confort, exact. Și este important foarte mult să facem echilibru în, în resursele noastre, în obținerea lor și în modalitatea în care ne tratăm noi pe noi și generațiile care urmează și pe planetă. Mă uit la tine și mă uit și la dumneavoastră, stimați telespectatori. Poate că suntem geloși pe planetă care trăiește atât de mult. Nu ne interesează de ea, fiindcă noi trăim atât de puțin. Avem o vârstă estimată la, să zicem, 100 de ani, dacă ești optimist, da? Și planeta are miliarde de ani, ceea ce nu se poate compara și, în consecință, las-o pe planeta care ea e de mult aici. Și piatra aia mă enervează, care are, poate să aibă miliarde de ani. Sunt pietre care au miliarde de ani încă la suprafață. Mă enervează meduzele că au 400 de milioane de ani, 500 de milioane de ani, sau rechinii. Meduzele că sunt nemuritoare, că li se rup bucățele din ele și ies alte meduze, sunt nemuritoare unele dintre ele. Suntem geloși, suntem, și atunci ne facem cum vrem noi să fie acum cât suntem noi, eventual și copiii noștri să o ducă și ei bine, și nepoții, că îi mai vedem și pe ei. După aia, Dumnezeu cu mila. Nu Dumnezeu ne-a făcut planeta în halul în care ne-a făcut-o, ci noi. Noi am modificat-o atât de mult și dacă ne place, înseamnă că așa am vrut, iar dacă nu ne place, înseamnă că trebuie să ne trezim. Iar dacă suntem din nou egoiști față de cei din emisfera sudică, care întâmplător sunt într-o poziție defavorabilă în raport cu Soarele, în raportul eliptic, ei sunt în faza în care au ierni groaznice, adică ierni reci, și veri teribile, adică prea calde, așa sunt ei, asta li se întâmplă. Fiindcă în tura pe care o face în jurul Soarelui, emisfera sudică se întâmplă să fie cu spatele când e departe și cu fața când e aproape. Fățuca, adică cele 23 de grade. Pe când noi, în emisfera nordică, suntem niște șmecheri, din cauza că avem norocul să fim cu fața când suntem departe, adică la vară, și acum iarna suntem cu spatele, dar ce să vezi, suntem aproape și suntem mai bine, că e un pic mai călduț. Bate vântul dincolo și ne prinde un pic de căldură sau cele câteva zile de lumină, ore de lumină din timpul zilei, scurte, nu în solstițiu de iarnă, sunt suficiente ca să ne încălzească și să genereze o iarnă tot mai blândă. Iarna trecută a fost foarte blândă, iarna asta este și mai blândă. Noi vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și promitem să revenim și data viitoare, săptămâna viitoare pe Dobrogea TV, cu noi subiecte interesante și care ne ajută să aflăm informații. La revedere! La revedere!